Bună ziua, doamnă ministru, mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Să începem abrupt cu răspunsul pe care orice contribuabil îl așteaptă de la Ministrul Finanțelor. Taxe și impozite. Aveți în vedere vreo modificare anul ăsta? Bună ziua, domnule Pantezi, vă mulțumesc eu pentru invitație. Abrupt avem în vedere clarificarea taxelor și impozitelor pe care contribuabilii trebuie să le plătească în cursul acestui an. Avem în vedere elaborarea și publicarea în scurt timp a unor ghiduri care să prezinte pe categorii de contribuabili, persoane fizice, PFA, PFI, persoane juridice, și pe categorii de tipuri de venit, ce are fiecare de plătit, la ce dată, cum poate să o facă astfel încât să nu încalce regula. Deci, cred că foarte important în acest moment este să facem ca acest cod fiscal să fie funcțional și oamenii să se descurce foarte bine prin el. Sunt, cum am spus mereu, sunt legi foarte ample, codul și normele, și avem nevoie de ceva timp cu toții pentru a le digera și implementa. Deci nu vom avea majorări, scăderi de taxe și impozite, dar vom avea niște ghiduri care să explice contribuabilului cum să se conformeze mai ușor. Cu siguranță vom avea clarificări și eventual simplificarea asta, da, cu cam siguranță. Cam cât timp vor fi disponibile aceste ghiduri? Probabil într-o lună de zile am putea avea, cel puțin pentru persoane fizice și pentru companiile mici, unde am considerat că este nevoia mai mare. Companiile mari deja pot avea departe, exact, și pot, exact. De ce v-am pus această întrebare? Premierul Cioloș a spus în 22 februarie, dacă nu mă înșel, că e posibilă o regândire a sistemului de impozite și taxe locale și a dat exemplu impozitul pe proprietate, despre care a spus că, citez, poate analizăm trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoare de piață a imobilor și nu pe baza amplasărilor. Lucrați la așa ceva? Nu lucrăm la așa ceva, ne uităm la diferite posibilități pentru a stimula, de exemplu, pentru a stimula asocierea pentru producătorii agricoli. În ce măsură am putea găsi pârghii fiscale care să stimuleze această asociere? Sau ne uităm tot așa în zona asta de stimulare prin fiscalitate, anumite domenii cheie pe care care să venim și care să ajute la dezvoltarea țării. Dar acestea, acum, eventual pe schema IT-ului, dar acestea sunt proiecte pe care încă lucrăm și pe care vi le vom anunța de îndată ce avem o opinie. Dar sunt proiecte care, repet, urmăresc accelerarea dezvoltării în anumite domenii cheie pentru țară sau anumite domenii care au stat puțin sub potențialul lor. Dar ne puteți da măcar un hint despre ce se pregătește? Va fi agricultura? Va fi zona exemplu de inginerie? De exemplu la agricultură, da, ne uităm pentru că avem această chestiune pentru asocierea producătorilor agricoli, avem în vedere ceva facilități fiscale care să stimuleze asociarea și ca atare să crească eficiența sectorului, productivitatea. Am remarcat că agricultura, contribuția agriculturii la formarea PIB ar putea să crească și atunci ne uităm și noi la Ministerul Finanțelor Publice la posibilități de a face agricultura un domeniu mai activ în economia de ansamblu a țării. Mai multă valoare adăugată. Absolut. În să fie în mai eficientă, să aducă eventual valoarea să scoată adăugată și niște bani negri la da. Să crească practic și veniturile agricultorilor și celor care lucrează în agricultură, pentru că nu sunt foarte mari. Vedeam în studiile, în raportul Comisiei Europene, că totuși este un nivel mare de sărăcie în zonele cu agricultură înaltă. Nu, chiar cu agricultură, și aici cu siguranță sunt niște inadvertențe la care ne lucrăm. În afară de agricultură, ne mai puteți spune și alt domeniu? Nu știu, construcții de mașini? Vă mai spun la următorul interviu. În regulă. În programul legislativ al Guvernului scrie că până în aprilie 2016, deci peste o lună, Ministerul Finanțelor face un proiect de lege privind impozitarea sectorului petrolier și minier. Chiar e posibil ca luna viitoare să vedem un astfel de proiect? Da, este posibil și exact acest lucru se va întâmpla. Noi suntem destul de avansați cu acest proiect de lege. Este un proiect necesar și industriei, pentru care dorește să aibă predictibilitate fiscală, să știe practic ce investește, în ce zonă.
Vom merge cu acest proiect în dezbatere publică și apoi îl vom transmite Parlamentului spre aprobare. Deci în cazul în care veți face acest proiect, se merge pe varianta despre care s-a mai vorbit în spațiu public și anume un impozit special pe venitul din producția petrolieră sau de gaze, sau e altă variantă? Care e filozofia lui? Vom, în 2 săptămâni, cred că vom putea ieși cu mai multe detalii despre acest proiect și, cum vă spuneam, îl vom posta spre consultare publică. Cum arată execuția bugetară pe primele 2 luni? Știm că în ianuarie, din datele publice, știm că în ianuarie era creșterea veniturilor cu 11,1% față de ianuarie 2015, dar nu știm cum era față de program, față de programarea Ministerului Finanțelor. Cum arată ianuarie și februarie împreună față de programare? Datele pentru ianuarie și februarie arată mai bine și decât acum un an și decât în programul pentru bugetul din 2016. Avem creșteri la venituri chiar și la TVA, ceea ce arată cu siguranță o creștere a performanței în colectare, ceea ce putem spune clar că această creștere de consum nu s-a dus în zona neagră, ci este un consum în zona albă, din care beneficiază bugetul de stat. Avem creșteri de venituri pe principalele categorii de venituri din buget și cheltuielile sunt în prima parte a anului, în primele luni, desigur sunt un pic sub... Pentru că nu s-a dat drumul la investiții, ca de obicei, e acea inerție, nu? Sau de ce? Este un profil de executare, de execuție a cheltuielilor specific. În general, în luna ianuarie și februarie, lucrările merg mai lent, chiar și decât au anticipat ordonatorii de credite. Ceea ce înseamnă că guvernului rămâne, dacă colectarea e așa de bună, cum spuneți, și cheltuielile sunt mai mici decât cele prognozate, înseamnă că rămân niște bani suplimentari, da? Ce face guvernul cu banii ăștia? Investiții, cheltuieli, salarii? Există o conjunctură, este o situație temporară în care avem cheltuielile sub prognoză și veniturile peste. Nu putem spune dacă avem economii decât la sfârșitul anului. Deci până una alta ne concentrăm să creștem veniturile prin toate măsurile pe care ANAF-ul le are în vedere, iar cheltuielile să se execute așa cum și-au programat ordonatorii de credite. Deci în acest moment nu putem vorbi despre economii. La Ecofinul de săptămâna trecută ați anunțat că vă veți concentra pe investiții, investiții și reforme structurale, dar vorbim acum de investiții. Ce investiții aveți în vedere altele decât cele prinse în bugetul pentru 2016, buget care a fost destul de sărăcăcios din acest punct de vedere în comparație cu bugetul pe 2015? Deci ce investiții noi aveți în vedere sau cum anume vreți să vă concentrați pe investiții? Nu mă refeream la investiții suplimentare, ci este vorba, în primul rând, de implementarea celor aflate în program și implementarea lor în bune condiții și implementarea integrală, astfel încât să nu mai avem situația de a tăia anumite cheltuieli de investiții pentru că ele nu au fost executate. Pentru îmbunătățirea investițiilor publice avem în vedere acest nou pachet de legi în domeniul achizițiilor publice. Desigur, el este în Parlament în acest moment, încă nu a fost votat, a trecut de Senat numai. În paralel, colegii de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice lucrează la strategia în domeniu și la tot felul la legislația secundară. O nouă lege de achiziții, un nou pachet de legi de achiziții publice va duce exact la închiderea acestor portițe existente în cadrul legislativ actual, care pe de o parte îngreunează investițiile și pe de altă parte face ca anumiți factori de decizie să fie temători în a accelera, în a implementa practic programele de investiții. Deci noul pachet de achiziții publice va conduce la accelerarea acestor investiții. Noi avem la Ministerul de Finanțe o unitate care
se uită la 20 de mari proiecte. Se ați vorbit despre ea și în prioritizarea, discuția cu cititorii La prioritizarea investițiilor publice și ne asigurăm că execuția acestor mari proiecte se face conform programului. Ne puteți da exemple de câteva proiecte care sunt urmărite de această unitate? E metrou, e autostrada? Despre ce fel de proiecte e vorba? Da, sunt lucrările mari de infrastructură, sunt lucrări de interes la nivel central, nu la nivel local. Metrou ține de autoritățile locale. Nu, ține de Ministerul Transporturilor. Da. Dar sunt și proiectele de la Ministerul Transporturilor. Sunt principalele tronsoane de autostradă prinse acolo, la care urmărim executarea lor lună de lună. Și când va fi gata acest pachet de achiziții publice de care spuneți? Ele în Parlament, când așteptați să fie promulgată legea? Sperăm să fie promulgată în luna aprilie, probabil, în scurt timp, înainte de vacanță și înainte de campania electorală din vară, da. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Tot la Ecofin ați spus că guvernul se va concentra în perioada următoare asupra accelerării reformelor structurale. Ce reforme structurale aveți în vedere? Avem în vedere, în ceea ce privește Ministerul Finanțelor Publice, ne uităm la reforme în domeniul transparentizării și eficientizării folosirii banilor publici. După cum știți, am lansat această platformă de transparență bugetară care deja a avut 14.000 de accesări de vineri până astăzi. Mi se pare totuși un număr record. Ministerul Finanțelor Publice nu a fost atât de n-a avut un site atât de vizitat și cu impact la public. Măsuri de eficientizare, de asemenea, avem o unitate de analiza cheltuielilor publice și sperăm ca la jumătatea anului să avem un prim raport pentru 1-2 sectoare în care să analizăm eficiența investițiilor cheltuielilor publice în aceste sectoare de activitate. Avem măsurile pentru... Și ce se va întâmpla? Vă întreb doar o secundă. Veți avea acest raport, da? Pe un sector, să spunem, achiziții la primării, pe nu știu ce domeniu, panseluțe sau pe mobilier stradal. Ce veți face după ce aveți acest raport? Este vorba de un standard. Aceste rapoarte sunt publice. Practic, toți cetățenii vor putea vedea cum au fost folosiți banii publici și vom putea în acest fel institui niște repere clare de calitate. Deci vreți să creați niște standarde de cost? Da. Asta ar fi finalitatea? Standarde de cost există în foarte multe domenii. Da. Ceea ce nu există este o legătură cu calitate și transparența acestor programe. Pentru că eu, dumneavoastră, cetățenii, contribuabilii, nu știu în ce măsură banii cheltuiți de un minister pe un anumit program a dus la ceva rezultate sau nu. Practic, în acest moment, noi nu știm decât că se alocă anumite sume pe programe, dar nu știm care este rezultatul. Empiric putem să ne dăm seama dacă funcționează un sistem IT sau nu, cum vedem cu cardul de sănătate și așa mai departe. Deci, empiric ne putem da seama unele dintre aceste kicks-uri. Da, aceste analize vor putea, cum spuneam, stabili niște repere în ceea ce privește, repere calitative și de imagine pentru cetățeni în ceea ce privește calitatea folosirii banului public și eficiența acestora. Dar trebuie să spunem că rapoartele Curții de Conturi, dar și o serie de anchete de presă, arată o risipă îngrozitoare, atât la nivelul autorităților locale, la primării, consilii județene, dar și la autoritățile centrale. Contracte de IT de genul ăsta, DNA nu-i sperie, Curtea de Conturi nici atât. Ce vreți să faceți pragmatic pentru a opri această risipă? Că e o risipă statului român, îi curg banii printre degete. Răspunsul este transparența. Transparența poate conduce și va conduce cu siguranță la reducerea acestei risipe. În câteva luni vom avea pe platforma de transparență bugetară, vom avea și angajamentele, contractele și angajamentele aferente acestora. Practic se va putea vedea fiecare entitate de publică dintre cele aproximativ 13.700 cu ce firmă a încheiat contracte și în ce valoare și cum ele au fost
implementate, regularitatea plăților, cum... Deci, acest proces de transparență, cu siguranță că îi va pune pe toți ordonatorii de credite, primari, secundari, terțiari, îi va pune pe gânduri și vor fi mult mai atenți atunci când vor semna contracte pe bani publici. Lupta anticorupție, desigur, este un factor foarte important și cred că există serioase rezultate în... într-o mai bună gestionare a banului public. Desigur, mai e mult de făcut aici. Da, nu poate să-i ridice pe toți, după cum vedem. Nu poate DNA aresta cât ei pot fura. Așa e deja o zicală. Există în acest moment un proiect de lege al salarizării, sau mai multe proiecte, că nu știm exact dacă ele s-au contopit. Toate declarațiile de până acum ne arată că salariile din mediul public vor merge doar în sus în urma aplicării acestei legi, dacă ea va exista. Având în vedere deficitele de anul acesta, dar mai ales cel de anul viitor, la câte concedieri ne așteptăm? Că nu cred că pot să meargă salariile din sectorul public în sus și noi să rămânem cu același număr de bugetari. Legea salarizării unitare este absolut necesară. În acest moment ne confruntăm cu cu inechități serioase în rândul în sectorul public. Practic, aceeași muncă este plătită în mod diferit în diferite instituții publice, ceea ce nu este normal și nu este acceptabil. Iar aceasta este rezultatul unor acțiuni neunitare ce au avut loc în mulți ani, 20 și ceva de ani, practic. Deci, avem nevoie de o lege unitară în care orice, o muncă similară să fie plătită similar, indiferent de angajator. Asta, noua lege ca atare, va urmări, în primul rând, închiderea acestor anomalii. Ca atare, pentru unele funcții și pentru anumite categorii de angajați, nu implică creșterea salariului, pentru că unele salarii vor rămâne pe loc și cele mai micuțe vor ajunge la nivelul celor din prezent. Deci, o nouă lege a salarizării nu va presupune tăieri de salarii. Nu, din potrivă, ce am spus, va presupune o creștere, dar nu pentru toată lumea, numai pentru cei care... Dacă păstrăm numărul de bugetari și la unii dintre ei avem creșteri, înseamnă creșterea anvelopei salariale. Da. Având în vedere deficitele și de anul ăsta și de anul viitor, când probabil va intra în vigoare această lege, chiar dacă e etapizat, cât de mult această lege nu include niciun fel reduceri de personal, nici nu se ocupă de acest domeniu. O reformă mai amplă a sectorului va avea loc prin reforma administrației publice. Dar acolo se pune problema, în primul rând, pe performanță, pe eficiența sectorului. Nu își dorește nimeni în mod, cum să spun, țintit un număr anume de angajați publici. Pur și simplu, este vorba de introducerea unor principii de eficiență și criterii de performanță și la stat. Dumneavoastră vorbeați de evidențe. E o evidență reală, faptul că e o evidență că unii sunt plătiți mai prost, deși fac aceeași muncă cu cei plătiți mai bine și atunci trebuie unificate salariile și nu pot fi unificate în jos și în sus, dar la fel e o evidență faptul că mulți sunt angajați degeaba. Cu toții am trecut prin experiențe neplăcute cu mediul public și am văzut oameni care stau degeaba, nu-și merită acei bani. De aici vine întrebarea mea. Când vom avea decizia asta luată de a pune atât salarizarea pe baze reale, dar și numărul de angajați? Ele merg mână-mână. Nu poți să faci reforma salarizării păstrând acest... sau poți să faci, dar părerea mea că în momentul acela impactul pe buget ar fi devastator. Da. Cum spuneam, prin reforma administrației publice se are în vedere introducerea unor criterii clare de angajare, dar și de evaluare permanentă, continuă, de-a lungul carierei, a performanței. Și atunci, prin aceste modalități, aceste elemente calitative, aș putea spune, cred că vom ajunge la
o creștere a calității și la o ajustare a numărului de angajați, oarecum de la sine. Practic, prin evaluări concrete, probabil că unii angajați vor face alte munci în sector sau chiar își vor căuta un alt serviciu. Aceste două pachete legi vor merge mână în mână, din câte știți noastră, din discuțiile din interiorul guvernului, legea salarizării unitare și reforma în administrație, sau ele sunt separate? Cum le gândește guvernul în momentul ăsta? Ele sunt în lucru în ministere diferite, dar, desigur, conexiunile dintre ele nu sunt ignorate. Implementarea însă în orice formulă a legii salarizării trebuie să se facă pe o perioadă de câțiva ani. O implementare într-un singur an este absolut imposibilă. Ar da deficitele peste cap. Chiar și dacă am avea în vedere cine știe ce alte măsuri, pentru că este un impact semnificativ și atunci trebuie să avem în vedere exact păstrarea echilibrelor atinse în acest moment și astfel încât implementarea legii salarizării unitare să aducă beneficii. Pentru că vorbeați de echilibrele macroeconomice atinse în momentul ăsta, tabloul macroeconomic al României arată bine, cifrele par ok, dar la fel se pare că nori negri se adună. De ce? Am văzut prognoza Comisiei Europene, am văzut scăderea producției industriale în ianuarie față de ianuarie 2015, coroborată cu creșterea consumului, noul cod fiscal care duce deficitul la limita asumată de România, deficitul comercial crește și el într-un ritm rapid. Eu însumi țin minte că am avertizat în decembrie anul trecut, când ați acceptat bugetul făcut de guvernul Ponta, că este unul periculos din punctul ăsta de vedere. Vedeți riscuri majore? Am spus încă din prima zi că, într-adevăr, avem un cadru macroeconomic solid, dar că avem două provocări în acest cadru macroeconomic solid, și anume creșterea PIB-ului potențial, care trebuie realizată, și creșterea investițiilor. Desigur, ele se leagă. Pentru creșterea PIB-ului potențial, soluția este aceea de a implementa reformele structurale care au fost oarecum încetinite o perioadă de timp. Și după cum... Adică în perioada guvernului precedent. Au fost cam un an jumătate în care reformele, cel puțin așa spun toate evaluările... Anul electoral și cel preelectoral. Raportul Comisiei Europene, raportul FMI, asta arată. Deci, pe de o parte, ne concentrăm pe această accelerare a reformelor structurale și aici am putea enumera la întrebarea precedentă și companiile de stat și reforma ANAF. Și... Vom ajunge și la ele în scurt timp. Și apoi pentru și accelerarea investițiilor, despre care de asemenea vorbeam că avem acest obiectiv de creștere a investițiilor publice, dar și a investițiilor private. Mm. Și fiecare se tratează cu măsuri diferite. Producția industrială care a scăzut pe ianuarie este oarecum și efectul de bază dintr-un ianuarie foarte mare, ianuarie 2015. Deci asta ar fi una din explicații. Da, asta ar fi una din explicații. În acest moment nu trebuie să mai așteptăm 2-3 luni să vedem un trend în producția industrială, dar cu siguranță nu este cifra ideală, o cifră negativă. Dar repet, efectul de bază... Consumului, acolo e real. Creșterea consumului, da, se vede clar și este... Era de anticipat. Absolut. În momentul în care avem stimulare serioasă prin salarii, prin fiscalitate, clar că acest consum a fost crescut. De altfel, ăsta se vede imediat într-o creștere a importurilor pe luna ianuarie. Avem cifre duble față de anul trecut. Care sunt riscurile majore pe care le vedeți în acest an, un an dublu electoral? Există riscuri externe și riscuri interne. Riscurile externe, desigur, țin atât de spațiul geopolitic și sunt riscuri pur exogene. Nu le putem controla, desigur, le putem cumva
anticipa. Există risc extern dintr-o evoluție mai sub așteptări a economiei Uniunii Europene și în special a zonei euro. Avem și riscuri interne și aici la riscuri interne aș spune o reacție a economiei diferită de cea anticipată. Adică să nu aibă încrederea pe care vă așteptați să o aibă. Da, exact, să fie un răspuns. Da, da. Apoi să fie o neîncredere a mediului privat care să decurgă cumva din neimplementarea reformelor structurale. Acesta ar fi un risc serios și, desigur, riscurile care decurg din implicațiile fiscale pe care unele legi le-ar putea avea. Dacă vor fi votate în Parlament legi cu impact major pe deficit, și avem deja câteva exemple care sunt în dezbaterea Parlamentului, ce veți face? Cum veți răspunde la această provocare? Veți tăia de la investiții sau cum veți închide până la urmă bugetul? După cum știm, Constituția prevede ca orice majorare de cheltuială să fie însoțită de o majorare corespunzătoare de venituri. Trebuie să aibă o sursă de finanțare. Altfel, o asemenea majorare de cheltuieli este neconstituțională și avem decizia Curții Constituționale în acest sens, în cazul pensiilor speciale pentru aleșii locali. Ca atare, ar trebui ca aceste legi să prevadă o sursă, desigur, o sursă de finanțare pentru ca ele să poată fi constituționale și să poată fi aplicate. Dar ce ne facem dacă avem o lege precum cea din Camera Deputaților de săptămâna trecută cu alocațiile pentru indemnizațiile pentru creșterea copilului, la care toate partidele din Parlament sunt de acord și ca atare nu va ataca nimeni la Curtea Constituțională? Iar potrivit Ministerului Muncii, avem un impact doar pentru anul acesta de 210 milioane de lei. Ministerul Finanțelor Publice nu a fost consultat pe această temă. Nu aș putea să spun impactul și trebuie să vedem cum arată legea când va ieși din Parlament. Dar trebuie orice lege pentru a fi constituțională, trebuie să prevadă sursa de venit. O altă lege care e în Parlament în momentul ăsta, legea dării în plată, care face vâlvă în tot spectrul intern. Potrivit actualei forme, legea s-ar aplica și programului Prima Casă. Există o estimare a impactului asupra activității în construcții, dacă legea intră în vigoare așa cum e? Considerăm că această lege, legea dării în plată, trebuie să țină cont de cazurile sociale, dar nu mai mult de atât. Desigur, am remarcat că 90% din creditarea imobiliară rezidențială din ultimii ani s-a datorat programului Prima Casă. Cu siguranță, dacă Prima Casă nu va fi acceptată, creditul imobiliar prin Prima Casă va avea de suferit și ca atare sectorul, într-adevăr, un impact, nu știu ce să spun, e greu de estimat, dar cu siguranță va avea impact asupra PIB-ului, deoarece, dacă ne uităm, o pondere a construcțiilor în PIB este de 7,4% la formarea PIB. Da. Aveți o estimare a impactului asupra PIB-ului? N-am făcut o estimare. Ce să spun, ar trebui să luăm câteva scenarii în ce măsură poate crește, scădea cu 10%, cu 20%. Nu am făcut aceste calcule, dar cu siguranță impactul s-ar putea vedea aici. Vorbeați mai devreme de reforma fiscului, am ajuns și la el. Mediul de afaceri acuză o presiune mare din partea ANAF-ului pentru colectarea de venituri și acuză chiar decizii arbitrare, multe dintre ele ajungând în instanțe. Cum vă propuneți să reconciliați relația dintre FIS și agenții economici? Într-adevăr, avem și noi o mulțime de scrisori, de e-mail-uri care vin zilnic la minister pe această temă. Avem în vedere această
atenție sporită pe care s-o acordăm contribuabilului. Cum vă spuneam, pentru a veni în sprijinul contribuabilului, elaborăm ghiduri pentru implementarea noului cod fiscal, astfel încât să-l ajutăm pe contribuabil să își plătească dările la timp și în mod corect, astfel încât să nu avem măsuri post-factum, coercitive, practic să prevenim această eroare involuntară și să creștem conformarea voluntară. Luați în calcul și introducerea unei proceduri de mediere care să evite un proces similar a celei folosite în Statele Unite, de exemplu. Anul acesta vom avea pentru ANAF câteva misiuni de asistență tehnică, două din partea FMI și una din partea ARS. În aceste misiuni de asistență tehnică se vor discuta cele mai bune măsuri pe care să le ia fiscul în acest an și anii următori, exact. Deci vin americanii și la fisc să împărtășească din experiența lor. Au mai fost relații cu ARS și continuăm aceste discuții. Pe ce, mai exact, ne puteți spune pe ce anume vor veni cei de la ARS? În ce domeniu exact? În acest moment vom începe discuțiile despre o abordare holistică, despre cum se poziționează fiscul în economie și, practic, o evaluare exhaustivă a instituției. Pe urmă putem identifica anumite domenii concrete. Pe repede, înainte, ultimele întrebări, tot la fisc. Rămânem ce se va întâmpla cu formularul 088, criticat de mediul de afaceri. Noul șef al fiscului promitea o aplicare mai puțin anevoioasă a acestui formular. Ce înseamnă asta? Da, e adevărat. Lucrăm cu toții alături de mediul de afaceri la simplificarea acestui formular. Un formular similar există în foarte multe țări europene. Este normal să te asiguri că frauda pe TVA se reduce, dar în același timp suntem conștienți de faptul că nu trebuie să chinuim bunii contribuabili. Deci, într-un orizont de timp destul de scurt, vom veni cu un formular simplificat. Ce înseamnă asta? Câteva săptămâni. Și este parte din acest program al Comisiei de Tăiat Hârtii, în care ne uităm la nivelul guvernului la tot felul de zone în care să simplificăm birocrația. Considerați că ar fi necesare noi privatizări, pachet majoritar sau minoritar, în cadrul portofoliului deținut de stat? Dacă da, la ce companii? Privatizarea nu este un scop în sine, dar nici important este ca aceste companii de stat să fie eficiente, să ofere servicii de calitate și la prețuri bune, așa cum ar face orice altă companie din sectorul privat. În acest moment există la ministerele de linie care au companii de stat, există eforturi ample de îmbunătățirea managementului, de reducerea cheltuielilor, practic pentru a face aceste companii de a le aduce la performanțe economice și de a le aduce la parametrii alături de companiile private. Ce buffer mai are în momentul ăsta Ministerul Finanțelor, în rezerve în valută? Ne păstrăm bufferul de circa 4 luni de finanțare. În ciuda unei lichidități bune în piață, considerăm că păstrarea acestui buffer este o metodă de siguranță, o metodă exact care să vină în sprijinul, decurge din ideea asta de a face față riscurilor externe cu care se poate confrunta orice țară la un moment dat. Vreți un acord nou cu femeiul sau un program nou cu femeii? România este țară membră femei, avem aceste evaluări anuale, articolul 4, tocmai s-a încheiat o misiune de evaluare în cadrul articolului 4. Considerăm că în acest moment nu există motiv pentru a avea un acord de finanțare și un program economic cu Fondul Monetar Internațional. Când vom putea plăti cu cardul la fisc? La vară. Există un program în sensul ăsta? Da, există. Am semnat deja, după cum știți, am anunțat cu Mastercard, trezoria devine acceptator de carduri și sperăm ca undeva la jumătatea anului să putem, într-adevăr, să plătim cu cardul la fisc.
o ultimă întrebare, ce țintă de aderare la zona euro vedeți ca fiind realistă și oportună pentru România? Ținta poate fi, desigur, o țintă cu un an anume, dar cel mai important este să ne facem temele și să ajungem la o convergență reală care să ne permită, practic, acest acces. În acest moment, dacă ne uităm la criteriile de convergență nominală, suntem acolo, oarecum le-am îndeplinit, dar în ceea ce privește convergența reală, cred că mai avem de lucru aici. Avem, de exemplu, produsul intern brut pe cap de locuitor la 55% din media UE și practica a dovedit că undeva peste 60% ar trebui să fie acest indicator pentru ca aderarea să fie una mai simplă. Desigur, trebuie să fim conștienți că aderarea trebuie să se întâmple atunci când suntem pregătiți și pentru aceasta avem nevoie de un set de reforme structurale care să se aplice cu rigurozitate an de an pe următorii ani.